cărți, puse niște chioșcuri și mai departe. Vreau zis că pentru acest fel este necesară o parcare serioasă. Avem una la Capitalul Teatru, făcută în 2002, dar ea este pentru incubatorul de afaceri și pentru o zonă. Și de regulă este ocupată acum, că nu mai e nici primărie acolo. Sigur că cea mai apropiată e acea parcare care ar trebui făcută pe locul verandei în spatele casei casatorii. Acolo se poate face o parcare mai serioasă decât cea din piață. Eu cred că cea din piață nu este cea mai fericită soluție a proiectanților. Pentru că e saline acolo, nu trebuia chiar să faci și trebuia păstrată, spunem, pentru piață o altă ținută la intrare la cele două clădiri care la 1910 fi făcut, ele fac parte așa din istoria orașului. Am pus să... Acum e momentul de atragere a unor finanțări europene mai mult decât în urmă cu 2 sau 3 ani. De ce spun asta? Pentru că peste tot e semnalat că România a absorbit foarte puțin din fonduri europene. Și atunci, poate și Uniunea Europeană ar deschide un pic mai larg poate. Și acum merge să venim cu niște proiecte. O să câștigăm, nu o să câștigăm. O parcare acolo e o parcare care costă poate 8-10-15 milioane de euro în funcție de cât de problemă de ea. Poate făcut acolo o parcare pe 2 sau 3 nivele foarte ușor să aibă vreo 300 de locuri. Eu cred că a rezolvat problema centrului vechi într-o perspectivă lungă de tot. Și eu cred că niciodată nu vom avea bani în Consiliul Local, banii noștri, să facem o asemenea investiție. Sau o să avem întotdeauna mai puțin. Asta era o propunere pentru centrul vechi.